Administrația slătineană a demarat acțiunea de înmânare a premiilor în bani pentru laureații galelor din cadrul manifestării Zilele Slatinei de anul acesta, când s-au împlinit 650 de ani de la prima atestare documentară. Primii care au fost chemați să primească banii au fost seniorii municipiului. În aceste zile sunt așteptați elevii și sportivii, dar și cei care i-au pregătit pentru a obține performanțele cu care toată lumea se mândrește. O parte dintre laureați au decis deja ce vor face cu banii, alții nu. Banuții la ce vei folosi? Să-mi iau niște produse pentru cofor. Lucrez în domeniu și... Îți prind bine? Da. Banii fiicei mele, da. Gimnastică aerobică la Palatul Copiilor. Și sunt buni bănuțile? Da, pentru ea, da. La ce-i va folosi? Ea decide, este hotărârea ei. Nu știu, îl voi păstra, poate îmi voi lua cărți de citit. Pentru nepoțica mea, pentru Predescu Sandra Maria, de la gimnastică de la Palatul Copiilor, gimnastică aerobică. Și a luat premiu? Da, au fost în Irlanda și au luat premiu 5 din 15 țări. Pentru a se evita aglomerarea ghișeelor Direcției Economice a Primăriei Slatina, s-a decis ca plățile să se facă conform unei programări. Cei care, din diverse motive, nu pot veni la data la care sunt programați, o pot face ulterior. Primăria Municipiului Slatina, în perioada 26-3-2018 și 5-4-2018, prin ghișeul Direcției Economice, a început eliberarea premiilor oferite elevilor, sportivilor și profesorilor pentru rezultate excepționale, în număr de aproximativ 1100, precum și pentru persoanele care au atins onorabila vârstă de 50 de ani de la căsătorie, în număr de 70 de persoane. Cele mai multe premii se duc la elevii care au reușit să obțină în anul școlar precedent cea mai mare medie școlară. Sumele cu care municipalitatea răsplătește performanța sunt cuprinse între 50 de lei și contravaloarea a 100 de euro în funcție de premiile obținute.